Momente, mergem pe scena politică. Ludovic Orban bagă liderii PNL în ședință. Liberalii se reunesc în prima ședință din acest an. Una dintre prioritățile partidului anul acesta este declararea alegerilor anticipate. Este practic prima ședință a liderilor PNL după ce prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a anunțat că luna viitoare premierul Ludovic Orban va demisiona pentru a face un prim pas spre alegerile parlamentare înainte de termen. Larisa Bernaschi, colega mea, este în direct cu noi și vine cu acest informații. Te ascultăm, Larisa. Bun găsit tuturor! La ora 11 începe această ședință a liderilor Partidului Național Liberal. O primă ședință din acest an în care cel mai probabil s-ar putea discuta și despre alegerile anticipate. Ne amintim cu toții că la finalul anului trecut, chiar pe 30 decembrie, Rareș Bogdan a anunțat că premierul Ludovic Orban va demisiona în luna februarie din fruntea guvernului tocmai pentru a începe procedura pentru alegerile anticipate. Este o procedură greoaie, recunosc și cei din Partidul Național Liberal, însă spun aceștia că nu este imposibil. Ar dura aproximativ 4-5 luni până când am ajunge la alegeri anticipate. Cu toate acestea, iată că cei din PNL își doresc în continuare ca alegerile parlamentare să fie organizate înainte de termen. Vă reamintesc faptul că alegerile la termen ar trebui să fie undeva în luna decembrie, însă cei din Partidul Național Liberal speră ca aceste alegeri înainte de termen anticipate să fie undeva în luna septembrie. Nu renunț așadar la acest plan. Este un plan care a fost discutat și cu președintele Klaus Iohannis, s-a discutat și în interiorul PNL, însă vă reamintesc faptul că au nevoie și de majoritate parlamentară. Cei din Partidul Social Democrat, cei din Pro-România și cei din ALDE se opun în acest moment alegerilor anticipate și cele trei partide au numai puțin de 250 de parlamentari împreună, așadar ar putea să dea un nou guvern în cazul în care președintele Klaus Iohannis trimite o nouă propunere de premier în Parlament. Larisa, mulțumesc foarte mult. Victor Ponta, dezvăluiri grave la România TV. Fostul premier susține că noul guvern vrea anticipată ca o scuză pentru a nu face absolut nimic. PNL este noul PSD, mai acuză Victor Ponta, care susține că nu vor fi bani de pensii cu actualul guvern. Cred că acest guvern are acum și majoritate, are practic toată puterea. Președintele, primul ministru, parlamentul, toate instituțiile stale lor. Cine te mai oprește acum? Cine? Uniunea Europeană, te sprijină, americanii, toată lumea. Apucă-te și fă ceea ce este nevoie pentru cetățenii României. Dacă rămânem în războaie politice mici și lucruri care sunt interesante doar pentru politicieni, nu pentru oameni, pierdem un an 2020 și criza care vine ne va lovi și mai tare. Și atunci, de ce în acest context am văzut că inclusiv președintele vorbește despre o posibilă plecare a premierului Orban și declanșarea anticipatelor? Bun, asta e o scuză ca să nu faci lucruri. Pentru că vreau să spun ceva. Dacă mergi la alegeri anticipate, când nu ești în stare să ai un guvern. Acum avem un guvern cu o majoritate pe care și-a dovedit-o la acel vot de investitură, pe care și-o dovedește în fiecare zi, apucă-te și fă treabă. PNL-ul e nou PSD acum. Ați văzut o mulțime de oameni numiți în funcții pe criteriu mi-a dat PMP-ul. Nu? Au pus un secretar de stat care tocmai l-a prins poliția că băuse la volan, dar era de la PMP. Păi n-ai zis, mă, că Dragnea punea oameni așa pe înțelegeri? Nu l-ai văzut înainte, nu l-ai cercetat, n-ai văzut cine sunt oamenii. Oameni care n-au legătură, hai să împărțim așa, România ca o pradă. Am luat-o de la PSD și acum o împărțim noi. Între nu știu câte partide care și nu știu câți oameni și parlamentari individual care își vând votul lor, un singur vot pentru diverse funcții. Ori asta e schimbarea? În niciun caz. Eu cred că e nevoie în România de, într-adevăr, de reforme în aceste domenii mari. Să spui ce faci cu pensiile, nu să minți, să spui, nu, stați liniștiți, dormiți liniștiți că sunt bani. Nu e adevărat. Vino și spune, sunt sau nu sunt, sau uite ce vrem să facem. Dumneavoastră credeți că chiar vor fi bani pentru pensii? Adică guvernul nu, cu bugetul actual, nu. Cu bugetul actual, cu bugetul nu? Actual, nu.